De ziua culturii naționale și pentru a fi marcată cu atenția și respectul cuvenit, nașterea poetului Mihai Eminescu, la data de 15 ianuarie, Centrul Cultural Mușcelean, Școala de Muzică din Câmpul Lung și Colegiul Național de Nicu Golescu din Câmpul Lung, care a fost și gazdă, au organizat spectacolul de muzică și poezie Anotimpuri Eminesciene. Profesor Anca Lovin și Victor Mihai Enache, președintele Asociației Centrul Cultural Mușcelean, au deschis programul vast al evenimentului. Bună ziua și la mulți ani! Bine ați venit la activitatea Colegiului Național din Nicu Golescu, a Asociației Centrul Cultural Mușcelean și a Școlii de Muzică. Vom începe dându-i cuvântul președintelui Asociației, domnul Mihai Enache. Suntem aici pentru că acest popor îl are pe Eminescu. Sigur, germanii l-au pe Goethe, cu englezii pe Shakespeare, francezii atâția și atâția, pe Rimbaud, pe Baudelaire, pe Verlaine. Noi îl avem pe Eminescu și Eminescu este unic. Ar fi fost inadmisibil pentru noi ca oameni de cultură să trecem peste această zi. Niciodată nu putem trece peste această zi. În nicio zi nu putem trece într-un fel peste această zi, pentru că de Eminescu trebuie să ne aducem aminte. Avem nevoie de cultură, toți avem nevoie de cultură, toți avem nevoie de poezie. S-a pus problema dacă putem trăi fără cultură. Iar cineva, un actor, din câte mi-amintesc eu, a spus, sigur că putem trăi, dar nu merită să trăim în felul ăsta, pentru că atunci s-ar putea să ne asociem cu altfel de ființe. Interpretările muzicale și recitările poeziilor au adus bucurie, cu atât mai mult cu cât printre cei care au urcat pe scenă au fost iubitori de cultură și de frumos cu experiență, dar și tineri sau copii aflați la debut, Ianis Bocor fiind un exemplu în acest sens.
În programul special de duminică, 15 ianuarie, al televiziunii Mușcel TV, vom difuza spectacolul integral intitulat Anotimpuri Eminescene, desfășurat la CNDG.